Pe care dintre emisiuni o preferi? Trending Review cu Daragiu sau Întrebarea Mese Rotunde? Ușoară, întrebare ușoară. Foarte ușoară. Care e emisiunea ta preferată dintre cele două? Care este cel mai mare dezavantaj? Să fii căsătorit cu cineva care are 10 ani în plus față de tine. Chiar de când am ajuns aici la această emisiune, nu știam cum să gust asta. Dar ce e mizeria aia verde de acolo? Ce mizeria asta verde? Smoothie aquatic! Smoothie aquatic! Oh! Sună foarte bine. Am numai revelații. Ce e de acel smoothie aquatic? Ce e smoothie aquatic? Wow! Te-am făcut review. Chiar eu salivam. Salivă de alpaca salivam adinea ori când mă uitam la tine cu zeamă de pește, zic, mamă, nu mi-o cădea și mie, wow, abia așteptai. De abia așteptai, nu? La ruleta asta se întâmplă lucruri de genul. Înainte de a spune întrebarea, aș vrea să vezi în ce poziție de yoga se află acest grădățel, uite cum de bine la tine și zice, bună, Daragiu. Nu, bună. Bună, Daragiu. Are un prieten. Intrați acum pe protv.ro dacă vreți să vedeți un nou episod din Întrebarea Mesei Rotunde împreună cu Jorge. Împreună am gustat chestii dubioase. Ne-a și povestit cum e cu flamingo-ul, cu rozul, cu pudinca asta. Adică e o lecție de viață tot episodul. Intrați să vedeți. Ți-a plăcut măcar aici? Iac! Ți-a plăcut, nu? Iac! L-am pus să zic asta. Iac! Ne vedem acolo.